Președintele României, Klaus Iohannis, a adresat o invitație premierului Viorica Dăncilă pentru a discuta despre rectificarea bugetară a instituțiilor din zona securității naționale, după blocajul apărut ieri în CSAT între șeful statului și membrii guvernului. Consultările vizează clarificarea unor aspecte care țin de rectificarea bugetului de stat al instituțiilor cu atribuții în domeniul securității naționale pentru anul 2018, care constituie probleme urgente și de importanță deosebită, a transmis administrația prezidențială. Întâlnirea ar fi trebuit să aibă loc joi, însă premierul Viorica Dăncilă a refuzat invitația. Mă voi afla mâine într-o vizită de lucru în Spania, unde voi avea o întrevedere cu omologul meu spaniol și voi fi primită de regele Spaniei. La începutul ședinței de guvern de astăzi, Viorica Dăncilă a spus că obligația guvernului de a informa CSAT a fost îndeplinită. Până la un punct pot înțelege nemulțumirea președintelui legată de diminuarea unor fonduri pe care nu le-a cheltuit și la sigur încă o dată că nici o instituție a statului nu va rămâne fără bani pentru funcționare. De aceea am primit cu uimire declarația de ieri a președintelui și consider că pentru a nu exista niciun dubiu în legătură cu motivele pentru care a fost suspendată ședința CSAT, este nevoie ca stenogramele acestei ședințe să fie desecretizate. Încă de la începutul zilei, atât ministrul finanțelor Eugen Teodorovici, cât și premierul Viorica Dăncilă au declarat că primirea avizului CSAT-ului pentru rectificarea bugetară nu e obligatorie, ci doar solicitarea acestui aviz.